și mă duci acasă încă. Dacă se târziu, mă spune, și mă duci eu acasă la șaua oară, târziu, la autograf. La o tâche... Dar dumneavoastră, de unde sunteți? De unde? În Căușeni. Și astăzi ați venit aici? Da. Și ce scrie acolo? Declar? Declar că e greu de fapt. Am declarat. Dar care e problema? Puteți să ne povestiți? Să ne spuneți? Anul trecut. În tot de parte, 12 aprilie, 13 aprilie, am intrat nu știu în casă. Adică eu bănuiesc și mi-a intrat. Și a furat monitorul și asta de topat, cum se zic, piesă, cum la calculator? Care s-o piesă, la tastele. Și șoricelul și acolo încă de asta, care cum marește, mă rog, sune de oricum. Și mi-a incendiat casa, adică au făcut că a fost curt circuit, adică au ars televizor, tot. Au dat focul la acolo, în locul și ala unde, în gherul și ala unde era. Dar dumneavoastră erați acasă atunci? Nu. Dar unde erați atunci? Nu erați acasă? Copiii mei se lăsați cu scotare să șlinze existența. Dar eu cum merg așa mult, mi-s plecați, eu trăiesc la casa lui Șerlea. De acolo nepotul și nepoata, soțelul nepotul, pe data 3 aprilie, a plecat și el la soț. Și nu era așa. Dar eu de atât ziua mă duc, am tot ea, că am grijă de garman, am controlat tot. Așa, și după ce au fost furat? Și am fost după ce au furat, adică au dat focul acolo, în ghier, unde era asta, că nu era monitor, dar era televizorul loc de monitor. Și cu ecranul mare, cu piață, furat și adică au închideat casa, că adică au fost scurt circuit. Dumnezeu, nu știu cam o, cum, progresul tehnic a mers. Dumnezeu, cine? Așa care mi-a dat foc. Care a, dumneavoastră știți și... cine a venit în casă și v-a dat foc? Eu presupuneți. Eu presupun, dar nu pot spune cu 100%. Cum spune? Perusești, ne poi mă vor, ne vor. Dar în schimb, Dumnezeu a văzut, Dumnezeu și ei și l-a văzut ce mi-a dat foc. Dumnezeu și-a să pedepsească, și-a să pedepsească foarte, foarte. Așa spun, că Doamne, Tu-i văzut ce mi-a dat, Tu-i văzut, știi ce mi-a dat foc. Și Tu pedepsește pedeapta și animare. Cum? Dacă vine și-a zis că da, am greșit. Am greșit că ea că te iartă-mă, că Dumnezeu ne iartă trece, că te-i păcat mă faci, ne iartă, așa că iertă. Da, am mai trebuit să se întoarcă și... Și mai departe, ați scris o plângere undeva? Am scris la poliție. Și am deschis pe dosar penal și am avut să-l dea la coșul de gunoi, dosarul penal, că nu lucrează poliția. Poliția nu lucrează, eu unde urmă lor, de mâncât. După asta, m-a furat la fișor meu, pe tot în... La sfârșit, după Paștia Bătenul, a fost Paștia Bătenul data 20, așa undeva, la sfârșitul aprilie, m-a furat la fișor. Așa la Vopselu, da, de-am la procuratură, l-a închis dosar. Vopselu l-a închis. Am o... cum... M-a dus o remorcă de lemne și am pus acolo și tot. M-a cum în tătă ziua și mă vedem că scade, în tătă ziua scade. Păi și mi-a furat jumătate de remorcă de lemne. Fiorul m-a rugat la un om și omul m-a ajutat cu mașină, cu oameni și am mutat lemne și alea de acolo. La jumătate de remorcă de lemne mi-a furat. Pe urmă am intrat și-a furat. Doamne, nici nu mai pot spune. Nu face, de-am să băte. Eu am vrut, am stat de față și am vrut să aprind cu mâna mea. Să-l văd, să pun de mână. Cine e aici, tata? N-am putut. Am stat pe nopți în trei și... El stă înaintea casei. Așa la 100% cu Magalean. Mi-a furat lemnele și ce-a făcut. Am intrat. Mi-a luat ștef pe gârlișul vieșului. Cum a scos după pojar, după... Eu curat și niște tefi, niște stolul de tefi, și șef, și șef, și una. Te-am zbătit complet joc de mine, cum să spun, bătaie de joc complet. Deci, pe data 29 aprilie m-am dus tot, era acolo umblat și bătaie de joc, dar m-am căzut o leacă de zăpadă, 29 decembrie. Dar m-am căzut o leacă de zăpadă, așa că am chemat poliția, ce credeți, dar rugați-vă cu film, am sunat și lăpăsă. Și la șeful poliției, am sunat și peste 3 ore venit și nu mai venit nici cu un penenit, erau urmele tăți, puteți să ducă urmele.
Și rezolvam problema față cu, cum, cu incendiu care a fost. Nu, poliția a venit după 3 ore și a venit tot așa. E fără câine, fără nici. Mai scurt ca o bătaie de joc. Eu s-o pot că e bătaie de joc. Nu lucrează poliția și nici nu a trebuit să plătim impozitele astea la stat degeaba. Dar că acum șerci aici, pentru știți. Piața aceștia sunt lucrători publici, trebuie să-i împlinească. Prim-ministru și tot. Și ia că de atunci, începând de la 1, data 30-31, iar au intrat și iar cum, s-a luat ceva, mai multe lucruri. Au intrat și în casă cu fereastră și au furat și farfurie și linguri, tot. Nicătând că ne închideau casa și aducându-i asta, pau cu materiale, 400.000, 230.000 am calcul, am câte documente, calcule numai care mi-au făcut calculul de reparație. Dar în casă era acolo la 100.000, unde au ars o cameră complet. Și eu făcut, am închis ușa, tăiat, și foc, s-o stâng singur pe dâns, fum, nu am avut oxigen și, cum spune, fumul ăsta se... Așa trebuie să-mi iardă și casă și bucătărie, tătă munca mie de se atrăvează, așa s-o pătrunță. Trebuie să-mi iardă, tăt. Și așa, singur s-o stâns focul, neavând oxigen, fumul s-o stâns foc. Înțelegeți cum? Când de-am adăugat, adică tot așa care mi-a prespun că mi-a dat focul, o văd că adică ies să fie fereastră fum și-a chemat pompieri. Dă-o să-mi tata 13 și de-a mea la ora 12 și așa la ora 1. Am tete, am expertiza de la laboratorii astea excepționale, am actul care mi-a făcut cât prejudicii mi-a dus ca să fac reparații în casă și în casă acolo chiar era un ars. Acolo era la 100.000 numai materiale, bune materiale, fără de reparații. Și tot mai scurt, casa tete cât e de mare, afumate, e ca așa, tăt casă, decât e ca una, două, trei, patru, de 7 camere, tăt, afumat, tăt, așa, neagră-negruță, podul tăt, afumat și tăte lucrurile nu le mai poți folosi. Chiar așa el pierde la fereastră, că o în cameră unde o ars, pierde el, nu s-o mai era, dar în coașe au rămas, le-am spălat de 10 de ori, 10-20 de ori și nu le poți să le aduci la, cum spune, să le mai folosești, că ele sunt negre. Și acum ați venit, vă scrieți că vreți audiență la prim-ministru. Da, de atâta ca să pui poliția să lucreze. Dar te nu lasă ei, de ce mai trebuie? Eu de mă spune că mai bine și poliția și procuratoria privată decât și din banii noștri publici, care noi plătim impozite, să-i ții pe atâta. Și știi că te duci și plătit și găsești ce ți-au făcut s-au adus pagubile astea, dar așa nu lucrează, poliția nu lucrează, atâtea misiuni eu spus. De ce vă spune poliția când ați chemat-o? Da, e ca așa la care i-a dat focul, dar eu dacă știi cine, la cine mi-e trebuie poliția, eu singur de la șaminat, la cine mi-e trebuie poliția, sau ori n-așa? De câte ori ați chemat poliția și... Cum am chemat poliția? Dar de câte ori mă duc la dânsul la șef poliția, atâtea misiuni mi-a spus domnul Maximov, șef poliției, că nici... Cum îl cheamă? Maximov, pentru mine. Totuși vreau să mă întreb poliția când ați chemat-o, că ați spus că ars casa și presupuneți cam cine a dat foc. Poliția ce a spus? Că e scurt acasă, circuit? Nu, este ei răcneau și măcăleam scurt circuit, spion scurt circuit. Nu, eu a făcut-o venit, este la mine. Dar care e verdictul poliției? Verdictul poliției? Că nu a fost niciun scurt circuit, că intensiv s-au dat la poliția expertize. Expertiza, da, poliția. Poliția nu lucrează. Poliția, dacă atunci când a chemat, când era șeful laboratorii, când a făcut data de 14 expertiza, acolo, acum, l-a chemat pe poliția de sector, era tamanial, că nu de sector era altul, dar noi. Și l-a dus din mână și a arătat unii și a arătat locul unde a fost dat focul. Iar i-a spus că ce s-a furat, ce nu se găsește. Că i-a șezut vreo 3 ore în genunchi un gheru și ala și nu a găsit aici, că s-a furat. Și el nu a ridicat întrebarea, dar actul a fost cum la sfârșitul lui aprilie. Că de-am eu umblam din vârfă și asta, cerema, decizia laboratorii. Eu umblam de-am pe la stare excepțională la căușă.
Și de atâta, fiindcă ei nici nu s-a putut nic să lucreze. Nic absolut. Nic. Și nici, numai misiuni. Și am auzit eu, numai misiuni și misiuni. Și la cei procuratori și la cei poliții, numai misiuni am auzit din gura lor. Și mai mult nic. Puteți spuneți acum ceva la prim-ministru sau Marian Lup? Nu, doamnă, vreau să mă adresez cu aceea, că spui poliția pe, că asta, pe mișcare, oricum spun. Ca să caute, dar să nu doarmă. Că să deși să primească banii noștri publici, care noi musim să plătim impozite, știu a ne pune impozite, că numai și impozite nu gândesc să ne pune. Dar nu știu a pune să lucreze. Ei trebuie să lucreze, dar nu să șadă să se doarmă. Eu cum, când mă duc la șef poliție, spune, dar ce crezi că dacă noi găsim cine ți-a dat focul, ce crezi că se întoarcă pe 400 de mii? Nimeni nu se întoarcă. Băi, nu se întoarcă, dar lasă să șadă în pușcărie, măcar. Dar să șadă. Și am eu să încep o reparată și încep preparat și are îmi dea focul. Iar omul și tătă viața și strâng fiecare capic, eu nu mănânc, eu pâine împărțesc în 5 zile, eu fac un șaunaș de borș, împărțesc în 5 zile, și eu frigiderul l-am scos încă de an vară și plătesc acolo 3-4 kW pe lună și gaz tot un cup, două pe lună, mai mult nu consum, fac pentru mine. O economie nebună, că fiecare capic mă ceva să fac reparații în casă. Ce pensie aveți? Pensia e 1600 de lei. Și fiecare eu strâng capică la capică, bănuț la bănuț, ca cineva, și așa am strâns pe viața, ca cineva să bată joc de munca mea, ca să... Eu cer, dacă nu, poliția nu depistează cine mi-a dat focul, las întoarcă statul. Statul să întoarcă suma asta de bani. Dar cum vă numeți? Acțineia Ciobanu.